Bun găsit tuturor, sunt Carla Tănasie și alături de mine astăzi este domnul dr. Horațiu Ioan. Este neurochirurg, bine ați venit și vă mulțumesc tare mult. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Aș vrea să discutăm despre durerile de coloană, când ne operăm, când nu ne operăm și sunt așa foarte multe mituri în jurul acestui subiect pe care aș vrea să ne lămurim. Dar, în primul rând, aș vrea să ne spuneți cum funcționează coloana, de ce ne doare și când ne doare și ce facem greșit. Da, așa foarte pe scurt, coloana e o structură care dă stabilitate corpului, dar asta e așa de câteva sute de mii de ani. Coloana, când s-a dezvoltat ea ca și structură în savana africană acum multe mii de ani, era o structură care lega la animale membrele din față de alea din spate, adică nu era o structură de susținere. Când primii ominii s-au ridicat în picioare, a devenit o structură de susținere și noi de atunci tot învățăm să ne-o folosim. Și, practic, această structură de susținere, această coloană, e, de fapt, un grup de elemente. Îs vertebre, îs discuri, îs ligamente și îs mușchi, așa foarte pe scurt. Și toată treaba asta protejează măduva și nervii. Pe măsură ce noi ne vedem de viață, coloana are rolul de a ne ține funcționali. Și, practic, ca orice structură vie, coloana vrea să folosească cât mai puțină energie. Și atunci, practic, coloana încearcă să ne aducă capul pe mijlocul pelvisului. Aia e poziția în care mușchii consumă cea mai puțină energie ca să stea în acea poziție de repaus. Dar evident că în viața noastră trebuie să lucrăm la birou, trebuie să lucrăm pe șantier și atunci noi ieșim din această poziție de echilibru, dar coloana încearcă să ne readucă în această poziție de echilibru. Și atunci apare această luptă între mușchi care încearcă să ne corecteze postura și dorința noastră de a face niște activități. Și acest dezechilibru duce la durerile de coloană, generic vorbind. Deci dacă de mult ne durea spatele, ca așa zicem, ne doare spatele, de la, nu știu, muncă și diferite activități, acum am ajuns invers, da, mare da. Parte. Să ședem la birou. Stăm foarte mult la birou. Și acum este și o vorbă în literatura asta americană, britanică, că șezutul este noul fumat. Adică cu cât stai mai mult, cu atât îți forțez anumite elemente și deși oamenii zic că ei nu lucrează fizic, că doar stau la birou, acel stat la birou într-o poziție care solicită coloana, adică a plecat în față sau în anumite poziții mai nepotrivite din punct de vedere al coloanei, duce la o forțare a structurilor și, practic, mușchii încearcă să corecteze această postură, dar mușchii nu reușesc tot timpul, pentru că dacă stai, nu știu, 5, 6, 10 ori la birou să termini un raport, ei se chinuie foarte tare să-ți corecteze postura, dar tot trebuie să stai aplecat. Și atunci, acel exces de forță care mușchii nu reușește să-l distribuie, ăla se duce undeva și se duce în discuri, în vertebre. Și atunci apare degenerarea discală, apar osteofiții, apare uzura coloanei, generic vorbind. Cât de important este scaunul pe care stăm? Este important. Acum, chestie importantă la scaun e să poți să stai într-o poziție confortabilă. Confortabilă înseamnă o poziție fără durere. Majoritatea oamenilor cam stau pe scaun într-o poziție fără durere. Sunt puțini oameni pe care începe să-i doară coloana foarte tare și continuă să stea așa. Acum tot felul de proceduri în zona de kinetoterapie care încearcă să-ți corecteze postura coloanei lucrând sau punându-te să-ți ajustezi scaunul. Deci da, scaunul este important, după care vine partea asta de monitor la nivelul ochilor. Ideea e să corpul să fie într-o poziție confortabilă și ăsta cred că e cel mai bun indicator. Adică dacă stai pe un scaun sau la un birou sau în orice postură în care te dor mușchii, ăla e semnul că mușchii au trecut de capacitatea de a distribui corect liniile de forță. Și din punctul ăla, acel exces de greutate pe care mușchii nu reușesc să le distribuie, începe să se ducă în discuri, în vertebre, și ajunge la hernie. Înainte să intrăm în această înregistrare despre scaunul cu spătar sau fără, contează mult dacă este un scaun cu spătar sau nu? Nu contează foarte mult. Ziceam de scaunul cu spătar, este o chestie care, acum din nou vorbim de antropologie, spătarele au apărut așa de când cu Revoluția Industrială, acum 100 și ceva de ani. Până atunci oamenii nu prea foloseau spătare și nefolosind spătarul, practic, musculatura paravertebrală era tot timpul în tensiune. Și atunci ea era mult mai tonică, mult mai solidă, mult mai fermă. De când noi folosim spătarul, practic, noi
în timpul zilei, hai zicem, 90% din timp ședem și avem un spătar și 90% din timp mușchii spatelui sunt relaxați. Adică ei n-au niciun fel de stimul să lucreze, să stabilizeze coloana. Și de aia, în momentele în care ajungem să stăm în niște poziții mai incomode, mușchii respectivi, ei n-au tonusul necesar să ne corecteze postura și atunci a ajuns să se forțeze, dar nu, e ca un fel de motoraș mic care nu mai face treabă și atunci apar durerile. Cât de important este să ai și mușchii dezvoltați așa cum trebuie? Aud de foarte multe ori și când merg la masaj, trebuie să mușchii spatelui trebuie să mai fie lucrați pentru a susține coloana. Da. Cât de deci, adevărat? Dacă ar fi să numim un element care să amelioreze orice formă de simptom al coloanei, ar fi tonifierea mușchilor, dacă ar fi să numim unul. Evident, sunt mult mai multe, dar principalul este tonifierea mușchilor spatelui. Acum, prin tonifiere nu înseamnă că toată lumea trebuie să meargă la sală și să facă spate, pentru că aia poate să facă și rău. Trebuie antrenate anumite grupe musculare, îs mușchi superficiale, îs mușchi profunzi. Asta e o discuție între pacient și kinetoterapeutul, cu care va trebui să aibă o relație de foarte lungă durată. Și da, mușchii spatelui sunt foarte importanți și după care nu vin și mușchii spatelui practic protejează toate celelalte elemente. Și dacă mușchii spatelui sunt tonici, atunci orice încărcare axială, orice presiune pe coloană, că este atunci când ridici o cutie sau că este atunci când efectiv stai, greutatea corpului, atunci mușchii spatelui distribuie cumva normal aceste greutăți. Dacă mușchii spatelui nu sunt tonici, atunci acel exces de greutate se duce în discuri, vertebre, ligamente și atunci ele cresc în dimensiune, apare coloana degenerată, apar herniile de disc. Și asta e o chestie foarte importantă de zis, că oamenii, e o afirmație pe care o dau foarte mult la pacienții mei, mă doare spatele și mi-am făcut un remene ca să văd dacă am hernii de disc. Cumva oamenii înțeleg că hernia de disc dă durerea de spate, ceea ce este incorrect. Prima dată este durerea de spate, durerea de spate persistă, omul nu-și corectează postura, durerea de spate persistă și acel exces de forță se duce în discuri și după aia apare hernia de disc. Deci prima dată mușchii spatelui sunt solicitați cronic, după care apare hernia de disc. După aia hernia de disc, da, dă dureri pe picior, care e tot durere, adică tot o percepție psihologică neplăcută, dar este altă relație cauză-efect, altă cauzalitate. Postura o putem corecta doar pentru că suntem așa mai conștienți cum stăm și să stăm cu spatele drept? Și aș vrea să-mi spuneți și asta, dacă această idee că trebuie să stai cu spatele drept e corectă sau trebuie să stai cum te simți bine? În principiu trebuie să stai cum te simți bine. Coloana, de exemplu, că vorbim de coloana lombară sau toracică cervicală, dacă e foarte dreaptă, nu-i bine. Acum foarte dreaptă, din punct de vedere medical, pe imagistică. Coloana trebuie să aibă o curbură, adică toate segmentele și cervical și toracic și lombar trebuie să aibă niște curburi. În clipa în care sunt foarte drepte, asta e semn de suferință. Acum, cu spatele drept, așa, când vezi pe cineva și stai cu spatele drept, da, e un sfat bun, dar omul respectiv trebuie să fie și confortabil, pentru că dacă el se forțează foarte tare să stea cu spatele drept, forțarea aia înseamnă că musculatura este supra-solicitată. După o anumită vârstă, adică dacă toată viața ți-ai trăit o lucrător la birou sau muncitor în construcții, coloana deja a dezvoltat niște mecanisme de compensare, adică au apărut niște ciocuri de os, niște creșteri în dimensiunea rearticulațiilor, niște hernii de disc și toate chestiile astea poate să deformeze un pic postura. Ori la un pacient care el are deja o coloană un pic deformată de la toate modificările astea degenerative, se zice să stea cu spatele drept, poți să-l forțezi foarte, adică să ajungă să-l doară. Că, de exemplu, dacă articulațiile sunt inflamate, crescute în volum și tu îl pui să își forțeze articulațiile, îl va durea, deși anatomic ar fi o postură corectă, dar funcțional n-ar fi pentru acel pacient. Deci lucrurile trebuie puse în context. Întrebarea de la care pornisem, postura, ne putem corecta singuri sau trebuie să mergem, așa cum spuneam puțin mai devreme, să fim mai conștienți cum stăm, sau trebuie să mergem la un kinetoterapeut? Nu, într-o primă etapă sau sală? Nu, într-o primă etapă ne o corectăm singuri, adică suntem conștienți de cum stăm la birou, să nu stăm în poziții prea suciți. Eu, de exemplu, ce le zic la pacienții mei, că e greu să-i zici corectează postura, zic să nu stea mai mult de 45 de minute la birou nemișcați. Ca la școală, 50 de minute școala, cum era pe vremea mea, 50 de minute școala, după care 10 minute pauză și tot așa, cam așa să-ți organizezi ziua.
faptul că te miști un picuț, deja coloana se pune în pozițiile care sunt cât de cât anatomii normale pentru ea. După aia, da, mersul la sală. Teoretic, când mergi la sală, ori știi tu ce faci, ori ai un antrenor personal care teoretic știe cum să te îndrume. Și nivelul următor, dacă apar dureri și așa, e să mergi în principiu la... No, adică să mergi la un medic să te evalueze că nu e ceva nasol și după care să mergi la kinetoterapie, care e un fel de... Kinetoterapia e un fel de mers la sală medicalizat. Adică asta în cazul în care simptomele persistă, deși tu zici că stai corect, antrenorul tău personal de la sală zice că stai corect, dar pe tine te doare. Și atunci kinetoterapia este acea chestie care poate să te evalueze un pic mai în detaliu, să zică unde greșești. Sunteți neurochirurg și mulți se așteaptă când merg la cel care operează să-i spună, da, trebuie să te operezi. Și din păcate de multe ori chiar se întâmplă. Sunt oameni care vin probabil și la dumneavoastră și spun, mi-a morțit mâna, mi-a morțit piciorul, am dureri și vin cu ideea că trebuie făcut o operație. Când ajungem la o operație? Da, eu sunt un neurochirurg care a făcut parte din multe comisii, așa că am un pic altă viziune asupra lucrurilor. Deci, în principiu, în managementul unui pacient cu coloană, intră neurologia, reumatologia, kinetoterapia și la final neurochirurgia. Cumva, da, pacienții trebuie să ajungă destul de devreme la noi, în primul rând, dar noi numai ca așa ca să excludem o patologie neurochirurgicală sau să-l ghidăm pe pacient. De exemplu, un pacient care vine la mine și zice că îi amorțește o mână, un picior, eu prima dată, nu, îl trimis să... De obicei oamenii vin la mine deja cu imagistica făcută. Și dacă este acolo o hernie mare care comprimă o rădăcină, dar nu foarte tare, că herniile poate să comprime rădăcinile, dar nu semnificativ, mă asigur că pacientul a făcut partea asta de antiinflamatoare, eventual o infiltrație și cumva s-a controlat tot ce se poate face pe partea medicamentoasă. Și operația se face doar dacă are simptome, simptomele persistă și avem niște dovezi obiective că este o suferință a nervului, și anume, de exemplu, un EMG, o electromiografie. Altfel, pacientul, în principiu, face o infiltrație, face kinetoterapie, de cele mai multe ori simptomele se ameliorează. Puțin pacienți ajung să aibă nevoie efectiv de operație. Acum, o chestie foarte importantă de zis este că operația nu rezolvă problema, nici infiltrația, nici kinetoterapia. Problema de bază în afecțiunile coloanei se numește boală degenerativă discală sau boală degenerativă a coloanei. Adică îmbătrânește coloana, mai pe românește. Această îmbătrânire nu trebuie înțeleasă ca o chestie care apare după 70-80 de ani, până la 70 de ani ai coloana ca la 20 și după aia brusc. Coloana îmbătrânește din momentul în care te naști. Și în fiecare an devine tot mai afectată. Am pacienți de 17 ani, am pacienți de care nu, au simptome de acum, am pacienți care la 80 de ani au avut primele simptome. Deci nu este o regulă că vârsta este automat un diagnostic pentru coloană. Și atunci, orice se face, trebuie făcut în contextul de ai o boală degenerativă a coloanei și, de fapt, ceea ce ești pus tu ca medic să faci e să rezolvi punctual problema locală, astfel încât pacientul să devină din nou funcțional. Nu există reparația coloanei. Și o chestie care le zic pacientului este că nu este tratament per se pentru coloană. Adică orice ai face la un pacient, nu știu, 60-70 de ani, n-ai cum să zici, vei avea coloana ca la 20. Noi eliminăm acel element care la vârsta de 70 de ani i-a dat niște simptome și s-a agravat într-un fel. După aia, pacientul va avea o coloană reparată în punctul ăla sau nu, fără problema respectivă să-i dea simptome, dar coloana tot 70 de ani va avea. Și atunci de asta merge pacientul în mai multe specialități. Și putem face ceva pentru a întârzia îmbătrânirea coloanei? Păi aici vine discuția de mai devreme, grijă la postură, după anumită vârstă să nu ridicăm greutăți, la femei după menopauză să testeze de osteoporoză și să ia tratament, adică astea sunt chestii care le faci și poți să le corectezi, adică povestea cu osteoporoza postmenopauzală, cu, de exemplu, la cei care lucrează în corporat și stau foarte mult la birou, să aibă grijă la postură, dacă simptomele se agravează să meargă la un kinetoterapeut. Deci trebuie de genul ăsta. Și la noi, ca neurochirurgie, să vină momentul în care ei au fost la kinetoterapeut și simptomele persistă sau apar dureri pe picior și atunci să-i ghidăm pentru celelalte investigații. Deci operația vine în momentul în care persoana respectivă
Deci are nervii la risc. Adică este o afecțiune care pune măduva sau nervii în pericol. Așa doar că este o atingere, asta se poate trata în alte feluri și simplu fapt că tratezi sau că tratezi, că elimini o compresiune pe un nerv, nu e o garanție că pe viitor nu va apărea. Adică, ca să fac o analogie, dacă ai o mașină cu, nu știu, 500.000 de kilometri, faptul că faci o procedură la mașina aia și pornește de pe loc, nu înseamnă că devine o mașină cu 10.000 de kilometri pe care a condus o bătrânică în Germania. Adică cam așa ar fi. Oamenii au impresia că ei vin să se facă o procedură și după ce ai făcut procedura aia... E ca nou. Și nu, după aia implică kinetoterapie. Kinetoterapia, în principiu, până la operație, sau dacă ai simptome, e bine să o faci. După operație, ești obligat să o faci. Fără kinetoterapie postoperatorie, e doar o chestiune de timp până se reagravează simptomele. Cât de important este mersul pe jos și stretching-ul în momentul în care avem astfel de dureri? Foarte important. Mersul pe jos este cea mai ușoară formă de, să zicem, kinetoterapie activă. Adică sunt pacienți care îmi zic că stau în diferite locații, departe de un centru de kinetoterapie și atunci le zic pur și simplu, mers în linie dreaptă prin parc 10 minute dimineața seara. Deci mersul este mersul așa din punct de vedere biomecanic, e o prăbușire controlată prin care pui musculatura paravertebrală în situația de a compensa. Și tonifică mușchii, adică nu trebuie să ridici greutate, pur și simplu greutatea corpului. Și e ok să facem asta zilnic? Adică Da. Chestia asta care apare acum pe toate ceasurile și pe toate trackerle cu 10.000 de pași, asta e o recomandare pe baza unor studii de foarte mulți ani, Academia Americană de Fizioterapie, ceva de genul ăsta, și este o chestie documentată. 10.000 de pași reduc foarte mult riscul de dezvoltarea unor simptome și pe alte boli, dar și pe partea de afecțiuni de coloană. Și după care vine recomandat cealaltă cu 150 de minute de activitate fizică pe săptămână, activitate fizică mai intensă. Ăla cum ar fi nivelul următor. Dar pentru alții, pentru majoritatea, cei 10.000 de pași pe zi sunt foarte importanti. Vorbeați puțin mai devreme de infiltrații și aș vrea să dezvoltăm puțin. Când se fac infiltrațiile și cât de utile sunt? Pentru că, așa cum vorbeam înainte să intrăm în studio, sunt foarte mulți oameni care spun am făcut infiltrații, le fac degeaba, dau banii degeaba și nu sunt utile. Păi, infiltrațiile sunt un medicament care se livrează într-o anumită formă. Adică, ca să fac din nou analogie, e ca și când te duci la farmacie și zici am luat paracetamol în 86 și iată-mă răcit astăzi din nou. Ce paracetamol e ăsta pe care mi l-ați dat? În altfel și cu infiltrații. Infiltrații sunt un tratament simptomatic. Infiltrațiile ghidate sunt de departe cele mai eficiente și practic ce înseamnă asta? Că se injectează o substanță activă, dexametazonă și marcaină sau un analgezic local, pe traiectul unei rădăcini pe care noi o vedem comprimat. Adică pacientul descrie niște simptome, avem imagistica care confirmă că acolo e ceva și noi injectăm acest antiinflamator. Și dacă simptomele se ameliorează, înseamnă că acolo este zona care dădea aceste simptome. Eu le zic pacienților mei că prima infiltrație nu este nici tratament, este un test, pentru că, practic, vrem să vedem dacă simptomele se ameliorează după infiltrație, înseamnă că ăla este nivelul patologic. Adică eu fac infiltrațiile ghidate pe zona afectată. Și după aia știm, pe de o parte știm că pacientul răspunde la acea procedură dacă simptomele cumva reapar, adică dacă reapar după 3-6 luni, un an, știm că injectăm acolo și avem un răspuns terapeutic pe aceleași simptome, sau dacă cumva injectăm, după simptomele reapar imediat după, injectăm iar reapar după, ne spun că acolo este o afecțiune, dar afecțiunea este întreținută de ceva, o hernie de disc, o hipertrofie articulară, și atunci cumva trebuie să intervenim. Dar ne confirmă că nivelul infiltrat, că e L5S1, că e L4-5, că e cervical, că unde o fi, ăla e nivelul cu patologia. Pentru că dacă faci o infiltrație neghidată și injectezi undeva, nu știi de fapt pe care nivel tu l-ai infiltrat și pe care s-o ameliorat. Și omul zice, mă simt bine, dar am 3 hernii, care e aia cu probleme? Spuneați un pic mai devreme că aveți cumva o altă viziune asupra
momentului în care se face operația la coloana vertebrală, pentru că ați fost în mai multe comisii. Ce înseamnă aceste comisii? Adică ce, la ce vă referiți? Practic, atunci când vine un pacient, cel puțin când eram în Anglia, acolo le făceam destul de... erau chestii formale, aveam o zi dedicată. Și aici, în România le fac așa prin colaborare cu colegi. Practic, pacientul, cazul pacientului este discutat de mai mulți medici. Și atunci, cumva, se trece de la proceduri cât mai neinvazive, adică omul vine și e o discuție de genul despre postură, cum stai la birou, cât ridici dacă lucrezi în construcții, după ce medicație ai luat pe gură într-o primă etapă, după care se merge la nivelul următor, gen infiltrații, și după care, asta în funcție, că dacă pacientul se ameliorează după ce a făcut un pic de kineto, asta a fost, îl rechemăm la un control la 3 luni sau la nevoie. Dacă nu trec cu kineto, vorbim de medicație, medicație pe o anumită durată, medicație pe gură, după care vin infiltrațiile, care sunt medicația este injectată local, și după aia vorbim de proceduri de la cele mai minim invazive, gen procedură endoscopică, către cele mai complexe. Că sunt pacienți, de exemplu, care, asta general pacienții vârstnici sau cei care au lucrat în construcții, care au niște modificări atât de severe, încât articulația care face parte din structura normală a coloanei e cea care comprimă nervul. Și atunci dacă scoți asta, trebuie să pui niște implanturi. Deci vorbim de kinetoterapie și medicație simplă până la proceduri gen implanturi. Și le discutăm pe toate, vedem unde s-ar preta pacientul în tot spectrul ăsta. Și aici, cum ziceam, vin kinetoterapeuți, neurologi, reumatologi, medici de recuperare, neurochirurgi. Noi, în principiu, noi ca și neurochirurgi, suntem cei care trebuie să excludem niște compresiuni severe. Și asta le faci, de exemplu, cu ajutorul neurologilor, făcând cu EMG-urile, care ne spune, la fel cum RMN-ul ne zice de structura coloanei, EMG-ul ne spune de funcția nervului. Și eu, cel puțin, corelez aceste două investigații, plus simptomele pacientului și văd în ce direcție trebuie să meargă pacientul. Dar aceste comisii sunt și în spitalele din România? Din câte știu, nu. Și atunci decizia rămâne doar la latitudinea neurochirurgului? Decizia în România este la latitudinea medicului la care ajunge pacientul. Adică dacă ajunge la neurolog, zice, da, nu te operezi, dacă ajunge la neurochirurg, acum depinde să zicem, de la teoria medicului și a experienței lui cu acea patologie și cu ce alți medici colaborează. De exemplu, sunt neurologi care trimit către neurochirurgi, alții care îi medichează, neurochirurgi care doar operează fără să trimită la kineto, kinetoterapeuți care doar... Nu există comisii formale în direcția asta. Acum, fiecare medic are niște alți medici cu care colaborează, dar nu ceva structurat. Și pentru pacient ce înseamnă? Adică, o să întreb direct, sunt pacienți operați fără să aibă, de fapt, nevoie de operație, doar pentru că se duc la un neurochirurg? Asta depinde fiecare neurochirurg. Pacientul la ce trebuie să fie atent atunci? Nu știu, să le dăm un sfat să nu ajungă la operație fără să aibă nevoie? E greu de spus la ce să fie atent. În principiu, un pacient trebuie să parcurgă niște etape. Până la urmă, medicul la care îi, în momentul respectiv, în consultație, el decide care ar fi cel mai bun parcurs clinic pentru pacientul lui. Acum, pacientul, evident, poate să accepte sau nu, dar un medic care are documentele în față, el decide. Acum, acel medic poate să decidă că necesită și alte consulturi la alte specialități sau să decidă că specialitatea lui este cea care îl va manageria pe acel pacient. După o vreme, pacientul poate să zică da, m-a ajutat sau nu m-a ajutat acest tip de management. E greu de spus în afara unei comisii în care medicii discută între ei așa unilateral care ar fi cea mai bună soluție, dar se trimite la unilateral. Aveți o explicație de ce în România nu există aceste comisii? Pentru că e logic ce spuneți că ar trebui să existe această comisie. N-am o explicație, probabil este una administrativă. Deci trebuie luată o decizie la nivel de spital sau la nivel de... La nivel de sistem. E ca și cu... Comisiile oncologice, acum dacă ar fi să extrapolăm, comisiile oncologice sunt cele mai cunoscute tipuri de comisii. Folosind asta așa ca și prototip, comisii se fac pentru absolut orice. Adică nu există specialitate care sau afecțiune care să le știe pe toate și să trateze doar ei anumite chestii.
nu știu, mergând de la nu știu, stomatologie, la ORL, la oftalmologie, toate implică și aportul altor specialități. Că e numai ATI-ul dacă vrei să operezi și orice pacient, de exemplu, care ajunge să fie operat, acum nu vorbim doar de coloană, și cap și coloană ce operăm noi. E o comisie informală care se face cu anestezistul, cu care îți va da anestezie. Pentru că noi, ca și chirurgi, și acum cred că toată lumea o să confirme asta, noi suntem destul de entuziasmați, așa, hai să operăm, să facem aia, și vine anestezistul și e așa un fel de reality check. Că, bun, dar nu bate inima prea bine, nu respiră prea bine pacientul. Și atunci noi trebuie să punem în balanță risc versus beneficiu. Adică dacă ceea ce vrem să facem noi ameliorează un pic simptomele și anestezistul zice, păi da, dar tu îi pui viața, adică este o procedură care vine cu niște riscuri anestezice severe, atunci, nu, reevaluăm. Și cum ăsta e rolul unei comisii. Să te asiguri că ceea ce faci are beneficii mai mari decât riscuri. Absolut orice procedură și o simplă injecție vine cu riscuri. Risc de sângerare, infecție. Pentru o simplă injecție. Apoi, mergând mai încolo către proceduri care implică anestezie generală, care poate să meargă la chestii mult mai complexe. Deci, rolul unei comisii, și acum vorbim în termeni foarte generali, este să se asigure că pacientul parcurge niște etape, de la cele mai puțin invazive, gen ia un paracetamol, până la trebuie să te desfacem în două, să-ți refacem coloana din implanturi și să-ți reconstruim pelvisul. Adică de la, astea ar fi spectrele. Și atunci aici e rolul comisiei, că se asigură că fiecare zice, fiecare și-a ce aportul. Gen, reumatologul poate să zică, păi bun, hai că avem niște antiinflamatoare acum mai puternice și ameliorăm simptomele astea, dacă e doar o chestie de simptome. Dacă e o chestie de dureri de spate, kinetoterapeutul zice, păi că pot să mai lucrez eu o extra săptămână, două și vedem din punct de vedere funcțional ce mai scoatem. Dacă pacientul însă are o compresiune severă și neurologul zice, da, dar nu mai are funcție în nervi, atunci, bun, bun, trebuie să intervenim. Acum, cum intervenim? Desfacem doar sau reconstruim sau? Deci, cam ăsta e rolul comisiei. Se asigură că s-o parcurs toate etapele până la chestiile irreversibile. Pentru că atunci când iei o pastilă sau faci o infiltrație, asta nu, în câteva zile se elimină substanța din corp și ești cumva în același status. Odată ce faci o intervenție, nu mai poți să dai înapoi. Adică nu poți zici, bun, n-a fost o idee bună, hai să-mi crească înapoi articulațiile. Nu se întâmplă asta. Și atunci, de aia, în clipa ajunge la intervenții, trebuie să se asigure parcurs de etapele. Așa e important, deci, adică oamenii nu trebuie să se ferească de neurochirurg, pentru că uneori neurochirurgia este cea care trimite la celelalte investigații, dar sunt situații în care compresiunea este atât de severă pe nervi, încât este nevoie de neurochirurgie ca și, adică sărind peste celelalte etape. Sunt pacienți cu deficite, de exemplu, care în principiu au o indicație chirurgicală. Acei pacienți trebuie să simtă că au o comunicare foarte bună cu neurochirurgul lor și să nu se ferească de o indicație chirurgicală, pentru că consecințele pot fi mult mai nasoale. Deci de aia zic, până la urmă, medicul care are dosarul pacientului în față, cel care ia cea mai bună decizie. V-ați întors în România în urmă cu 8 ani, dacă nu greșesc. A fost o diferență foarte mare în privința modului în care lucrați aici? Se lucrează în spitalele din România? Adică nu există aceste comisii și nu știu, poate mai... Nu există aceste comisii formale, cum ziceam. Dar pe acum fiecare medic are niște colaborări. Iar pe partea asta de cum se fac lucrurile, noi, eu cel puțin și colegi care lucrez în mod direct, operăm cu același tip de microscop care operam în Anglia, avem acces la același instrumentar. Adică, pe partea mea personală, acum sunt conștient că am și colegi care nu au acces la aceleași instrumente pe care le avem noi, dar pentru mine, cel puțin, și unde lucrez eu și colegii care lucrez în mod direct, avem acces la niște instrumente destul de complexe, plus medicii care lucrez. Eu lucrez în București. Aici e o anumită calitate, e un centru universitar mare, foarte mulți medici foarte bine pregătiți, la fel ca alte centre universitare. Aș vrea să vorbim un pic și despre rolul colagenului, pentru că sunt foarte mulți oameni care iau suplimente pentru acest lucru și aș vrea să ne spuneți dacă ele funcționează. Nu funcționează. Colagenul
pe care îl înghițim nu se duce în articulații, nu... Așa o chestie de... Am învățat-o în facultate. O proteină pe care noi o înghițim este desfăcută la aminoacizi și este folosită ca și aminoacizi, nu are o specificitate de gen colagen, se duce la colagen din articulații. Articulațiile, oriunde ar fi în corpul uman, nu se repară. Nu există în momentul de față ceea ce se zice medicină regenerativă sau ceea ce se dă de înțeles sau nu știu efectiv ce zic cei care oferă, dar nu există vreo procedură prin care să ai, nu știu, meniscul sau articulațiile coloanei rupt sau discurile, că ai probleme de articulație, să le ai distruse și să faci o procedură prin care să le ai ca la 15 ani. Pentru că dacă asta ar fi, practic, ar dispărea problema de o să aduce foarte mult degenerarea coloanei, adică să ar fi dar lui Dumnezeu către omenire. Îți trăiești toată viața, muncești în construcții și la 70 de ani, niște injectări și brusc s-au crescut articulațiile la loc. Nu. Deci nu există așa ceva. Există tot felul de tratamente pentru a reduce inflamația din articulații, pentru a proceduri chirurgicale prin care pe articulațiile mari să le prepari, să le petecești, la fel cum facem și noi la coloană, aceste infiltrații pe care reducem inflamația, dacă articulația este distrusă și comprimă nervii, o scoatem și o înlocuim cu niște proteze, până la urmă niște implanturi, dar nu există varianta în care să injectăm ceva acolo și brusc apare o articulație nouă. Dacă vorbim de factorii genetici, cât de importanți sunt în aceste dureri de coloană? Adică e... Pentru cei care au, așa, care se știu din familie cu o coloană mai afectată sau sunt foarte importanți, deci pentru cei care se știu că bunicul, tata și eu avem probleme de coloană și unchiul și mătușa pe partea lui tata, toți au așa, deci toți care știu chestia asta sunt foarte importanți pentru ei. În general, sunt destul de irelevanți. Adică toată lumea are impresia că, da, la mine mă doare spatele că e ceva genetică și pe ai mei eu dur spatele, pe toată lumea doare spatele. Factorii genetici ajung să fie incriminați în clipa în care mai multe generații ajung să aibă niște afectări ale coloanei atât de severe încât să necesite proceduri. Adică, de genul, până la 25 de ani am avut 3 operații sau am o hernie de disc la 16 ani. Acolo deja începe să discutăm de factori genetici și de afectarea colagenului ca și proteină. Colagenul e o proteină care are așa un fel de... un fel de croșet și poate să fie cu ochiurile mai mari sau cu ochiurile mai mici, adică să ai o densitate mai mare sau mai mică. Eu explic așa niște termeni foarte aproximativ. Îs medici care au toată viața lor și o bazează pe colagen, adică m-ar crucifica să zic că eu îl sintetizez aici în 10 secunde colagenul lor. Deci colagenul ăsta e o proteină de susținere care poate să fie mai slabă sau mai puternică, niște factori genetici o determină. Și când colagenul ăsta este slabă calitate, adică e mai slab structural, atunci apar hernii de disc, dar apar și probleme cu alte articulații, articulația genunchiului. În faze mai avansate poate să fie probleme cu colagenul din vase, adică structura vaselor să nu fie de cea mai bună calitate. Asta deja intrăm în zona de genetică și foarte multe alte specialități care tratează asta. Colagenul dispare odată cu vârsta sau... Îl putem întreține cumva. Colagenul nu dispare, devine mai puțin elastic și mai friabil. Și pe măsură ce trecem prin viață, devine tot mai casant, ca să zic așa. Dar intervin și alte proteine, ce deci nu doar colagenul. Colagenul este doar una dintre principale proteine de susținere, dar sunt mult mai multe. Și cam toate trec prin același, pe măsură ce înaintăm prin viață, devin tot mai puțin elastice. Și de aia, de exemplu, la coloană, atunci când colagenul își pierde din elasticitate mușchii, tocmai a stabilit că ai ridicat greu tot sau ai stat la birou și nici ei nu-s la prima tinerețe, atunci coloana dezvoltă niște mecanisme de susținere la nivel de vertebre, apar aceste ciocuri de os.
mulți oameni care vin în consultație zic că am fost și am o hernie. Și de fapt n-au o hernie sau o hernie foarte mică, de fapt ce au foarte mare e un osteofit, un cioc de os, care e o adaptare a coloanei la greutățile vieții, ca să zic așa. Și cumva, eu asta încerc să le explic la pacienții uneori, că procedura chirurgicală distruge acea încercare a coloanei de a compensa. Adică coloana de-a lungul vieții și-a crescut suprafața de contact, acea creștere a suprafeței de contact lovește nervul, ori în încercare de a proteja nervul, trebuie cumva să dăm timp înapoi pentru coloană. Nu la modul fericit, că coloana nu a făcut aia de prea multă viață bună, a făcut-o de necesitate și noi distrugem acel mecanism de compensare. Și după care omul trebuie să facă kinetoterapie pentru ca acele linii de forță să fie distribuite altfel, încât să nu mai apară acele mecanisme compensatorii. Ca o concluzie a discuției, deci operația ca ultima soluție, mers pe jos zilnic sau ceva mișcare? 10.000 de pași pe undeva, prin birou, prin parc, ajută foarte mult. Și ar mai fi altceva? Și trebuie să reținem? Cam asta ar fi. Mulțumesc tare mult pentru discuție și vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu mare plăcere, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Găsiți acest podcast pe site-ul digi24.ro, pe YouTube și pe platformele de podcast Spotify și Apple. Ne revedem săptămâna viitoare.